La nivelul județului Satu Mare, în data de 12 ianuarie 2021, se află în carantină la domiciliu 425 de persoane. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 6770 plus 57 de vindecări și 124 plus 2 decese cauzate de coronavirus. Au fost efectuate 52895 de teste. Până astăzi, 12 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.697 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.048.928 de teste, dintre acestea 23 de 667 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.971 în baza definiției de caz și a protocolului medical, și 8.696 la cerere. Pe teritoriul României, 31.401 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.799 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.071 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 122 de persoane.